Sănătate multă și bun venit din nou pe canalul meu sau bun regăsit. Aș vrea să fac astăzi un unboxing la o boxă portabilă care funcționează prin Bluetooth Sony. Hai să vedem un pic câteva caracteristici. Aici spune că îi IP67, rezistentă la apă, 16 ore. Acumulatorul ține, dar nu știu dacă pe viteză mare, se încarcă pe USB-C și îi de culoare neagră, modelul SRS-XB13. Diferite date, îi făcută în China de Sony în 2021, deci oficial wireless speakers și codul, l-ați văzut, SRS 13, 16 ore, Bluetooth. Hai să vedem un pic, nu știu cât reușesc cu o singură mână, s-ar putea să fac ceva zgomote pentru că se simte lipsa unui trepied. Aici, 1, 2, 3, nu, chestiile care se pot cu relușa aceea care o poți face în mai multe feluri, se poate agăța, se poate... Dacă vrei să o achezi numai de o parte, dacă vrei ca să nu-ți prindă, să nu-ți se desprindă de mână, în două părți se poate agăța și sunt mai multe chestii. Aici ai instrucțiunile care de fiecare dată spun că nu le citește nimeni. Boxa într-un săculeț de material și cablu de alimentare, nu are ceva cablu. Altul decât, nu are încărcător decât cablul acesta de alimentare, el e pe USB-C. Spuneam, în cutie nu se mai află nimica, e simplă, o aflați prin magazinele de specialitate, prin toate supermarketurile și să vedem, pentru tabletă sau pentru telefon, ca să nu asculți la putere mare, spune aici ghid de referință în limba română, dacă vedeți acesta ghid de referință, are o grămadă de limbi în care sunt trecute instrucțiunile și din ce știu ea se încarcă undeva în 4 ore complet de la 0 la nu are încărcare rapidă, să zic așa, sau eu știu de la încărcător rapid, nu am testat, dar din ce am mai văzut undeva cam în 4 ore la un încărcător normal se încarcă și ține 16 ore încărcată, să meargă în continuu. Acum o să fac teste și eventual un clip ca să revin cu după ce am utilizat-o o vreme ca să știu cât de tare se aude, cum se aude. Acum e doar un unboxing cu relușa aceasta care are pe ea logo Sony. Are scris în partea asta producător nu unei produse made in China, ca toate lucrurile, de altfel în ziua de astăzi ca aproape toate lucrurile. Dar poate că se schimbă, se fac destul de multe acum și prin Europa și în America, dar erau când se făceau aproape toate în China. Aici date, modelul și ce vreau să spun, Sony scrie așa cumva în relief, difuzorul acela rotund, în jos partea de bas, basul acela profund care are fantele acelea transparente sau să văd prin ele, cumva sunetul merge în jos și vedeți că se vede prin el. Acolo ți-i pornit conectarea cu Bluetooth-ul, are o conectare Bluetooth stereo, plus și minus, dar nu la volum, are mai multe funcții combinate. S-ar putea să aibă și de volum, dar știu că dacă ții într-un fel, dacă apeși de 3 ori, sare la altă melodie, dacă apeși pe minus, se întoarce înapoi la melodia din dinainte. Și sunt diferite lucruri care le descoperiți dumneavoastră și le descoper și eu, dar am vrut să vedem un pic. Mi se pare un lucru de calitate, nu se simte ca fiind un lucru ușor, adică făcut de mântuială. Nu-i nici atâta de grea cum îs Bose sau cum îs Marshall. Bose și Marshall la mărimea aceasta sunt mult mai grele, cred că au mai mult magnet, au
Ia uite cum arată pornind, cum se conectează la Bluetooth și are ceva semnale acolo, cum ați auzit. Și să facă ceva, să prindă ceva, doar atâta cât din telefon, din tabletă, din calculator, din orice device cu Bluetooth, care suportă Bluetooth, îți va reda un sunet mult mai bun decât e sunetul din laptop, adică cât e din unitatea de laptop. E mult mai bun sunetul ca și dintr-un telefon, un smartphone, e mult mai bun decât dintr-o tabletă, adică știți la câte sale de înguste, ce difuzoare poți să aibă și se aude mult mai tare, cu bas mai profund, nu știu dacă neapărat și de clar, dacă merge până la 20.000 de Hz, nu știu exact, din proprietăți nu scrie, decât atâta cât ține ce conexiune are, deși un lucru simplu, nu pentru adolescenți, îl iei, îl lipești de ghiozdan, îl prinzi acolo și asculți muzică, eu știu, în pauză sau eu știu ce, pe unde, în verde undeva. Deci o sursă de amplificat muzica care o avem pe device-urile noastre. Ea nu se conectează la USB, nu are alte chestii decât prin Bluetooth redă muzica care o avem noi deja în telefoane sau... Cam asta îi până data viitoare, sănătate și mult bine!